ajuns să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea la Europa FM. Daniel e cu noi pentru 1600 de euro. Bună dimineața, Daniel. Salut, Dane. Bună dimineața. Salut, salut. De unde ne suni? Vă sun din Ploiești. Daniel din Ploiești. Aici, pe aproape. Da, o aruncătură de băț. Ce faci, cu ce te ocupi? Păi, în momentul de față sunt în liber. Lucrez ca inginer. Și cam atâta. Ești acasă sau în vacanță? Acasă. Singur? Cu cineva? Păi, sunt plecați ceilalți. Programul meu îmi permite oarecum să lucrez în ture. Aha. Și e oarecum mai liber, ca să zic. Am înțeles. Dar te-a găsit momentul ăsta singur acasă, n-ai niciun ajutor, trebuie să te descurci pe cont propriu. Haideți să vedem. Ia. Bine, Daniel, hai că Daniel e nerăbdător să începem. Gata, începem. 200 de euro. Daniel, urmărești campionatul mondial de fotbal? Mai mult colegii de la muncă l-au urmărit. Nu sunt un mare fan al fotbalului. Dar încercăm. Poate cine știe, poate ai mai auzit pe la ei, poate ai auzit azi știrile din sport și poate știi să ne spui pentru 200 de euro. Fii atent, Daniel. Trei echipe s-au calificat până acum în optimile cupei mondiale. Numește una dintre ele. Zi o echipă. Brazilia. Păi vezi. Și celelalte două? De acum... Așa, cam care crezi tu că ar mai fi? Nu știu dacă Spania. Spania. Așa. Și a treia? Germania parcă și-a luat-o. Hai mă, nu-l mai chinui pe Daniel. Stai puțin, lasă văd, da, a luat-o, o ia ușor. Se gândește. A răspuns gândindu-se foarte bine. Da. Brazilia, Spania. Da, păi da, au pierdut. Nu mai știu, nu le mai știu. Fran. Francia. La France. Auzi, da, inginer, ce inginer ești? Inginer de ce? Și da, în domeniul petrolier. În petrolier. Mai e petrol, domne, pe la Ploiești. La Ploiești? Da. Mai puțin așa, pe împrejurimi. Mai puțin așa, am înțeles. Răspunsul tău a fost ok, dar a venit mult după 6 secunde necesare pentru un răspuns validat. Dar Daniel, nu știu ce să ne facem, că în ultima vreme am tot avut parte de răspunsuri tardive. Daniel, ai răspuns corect, dar foarte târziu. De. Aia e, mâine o luăm de mai sus, de la 300 de euro și păstrăm speranța vie. Ia trebuie să faci o întrebare. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine în deșteptarea la Europa FM.